Bună ziua! Astăzi pregătim pulpă de miel la cuptor. Pentru acest lucru ne trebuie pulpa de miel, are în jur de un kilogram jumătate, hai să spunem 2, ceapă, usturoi verde, de data aceasta punem ghimbir, zeama de la 2 portocale, vin, sare și piper și o bucățică de unt. Să vedem ce o să iasă. Tocăm ceapa și usturoiul verde și punem pe fundul tăvii. Dar acolo punem și ghimbirul răzuit, și zeama de la cele 2 lămâi și vinul. Sarea și piperul punem deasupra la final peste pulpa de miel și adăugăm și bucățica de unt în interior. Punem și vin 200-300 de mililitri. Așa arată tava pregătită. Acum o acoperim cu hârtie de copt și peste o folie de aluminiu. Cuptorul pregătit la 180-190 de grade Celsius pentru o oră și jumătate, 2 ore, și apoi mai ținem un sfert de oră maximum descoperit, adică fără folie și fără hârtia de copt. Așa arată după 2 ore de stat acoperit la cuptor la între 180 și 190 de grade și încă 10 minute ținută descoperit. Vă doresc poftă bună!